Canicula impune măsuri speciale în zootehnie pentru că temperaturile ridicate afectează animalele. Câteva dintre aceste măsuri sunt asigurarea surselor de apă proaspătă, furnizarea nutrițiunilor de calitate sau a suplimentelor nutritive acolo unde este necesar. În cazul în care bovinele sunt scoase la pășunat în miezul zilei, specialiștii recomandă să fie aleasă o zonă cât se poate de umbrită pentru a evita expunerea excesivă la soare. Noi facem recomandarea de a avea un mediu ventilat în grajduri. Pe cât posibil să punem ventilatoare, să avem o apă proaspătă tot timpul, apă rece, hrana să fie bună, să fie de bună calitate, la fel să venim cu suplimentele nutritive necesare. Animalele pot fi scoase în această perioadă, miezul zilei, la pășunat? Da. Trebuie să le scoatem. Sunt animale care trăiesc pe pășuni, deci nu avem ce face, dar pe cât posibil trebuie să avem padocuri de umbrire, să fie umbră, să fie la lizierea pădurilor. Trebuie să avem grijă de ele ca și de noi. Care sunt riscurile? Într-un final pot să moară animalele, dar până la moarte mai sunt multe lucruri care putem să facem să împiedicăm moartea. Cum v-am spus, trebuie să avem grijă de apă, în primul rând apă și umbră. Hrana a spus că are un rol important în această perioadă. Foarte important, într-adevăr. Vacile preferă să mănânce câteodată mai multă proteină, să suplinească anumite consumuri de energie. Și nu în ultimul rând, ventilația cum trebuie făcută într-un grajd, să spunem cu 100-150 de animale? Depinde, un ventilator se pune cam din 10-12 metri, trebuie să aibă o anumită înclinație ca acel curent să nu sufle pe animal direct, să vină pe deasupra, să facă un circuit de aer. Și grajdul să fie cât mai descoperit? Este bine să fie descoperit. Noi avem un sistem de plasă antivânt care lasă să pătrundă înăuntru aerul curat, nu pătrunde vântul și atunci în permanentă se ventilează. Nutriția corectă este unul din factorii care determină calitatea cărnii. Furajele de calitate joacă un rol esențial în sănătatea animalului, iar cei implicați în industria zootehnică sunt încurajați ca să apeleze la profesioniști atunci când este vorba de alimentația șeptelului din fermă. Colegul meu, Marius Milea, a discutat cu reprezentanții a două institute de cercetare de la Balotești și din Brașov pentru a afla mai multe detalii despre acest subiect. De precizat că aceste două entități științifice sunt reprezentative la nivel național și sunt implicate în strategiile legate de viitorul zootehniei naționale. Hrana joacă un rol important? Este un rol crucial. Prin o nutriție echilibrată și de calitate putem obține produse fabuloase și trebuie să ținem cont de părerea specialiștilor. În această problemă, Institutul de la Balotești poate asigura oricând nutriția necesară unei cărni de calitate. Noi la institut promovăm amestecuri de graminee și leguminoase perene de pajiști pentru folosință mixtă, pentru silos, pentru pășune sau fâneață. În funcție de necesitățile fermierilor, noi oferim amestecuri personalizate din soiurile create din cei 40 de ani de activitate la institutul nostru. Mixturile noastre se fac în așa fel încât să existe un echilibru energoproteic pentru tipul de animal pentru care este destinat. La institut se fac și analize de calitate a furajului înainte de a fi promovat spre vânzare. Important este ca acele amestecuri să se preteze zonei din care se află fermierul și reușita este garantată. Noi avem loturi semințiere din categoriile biologice superioare pe care noi le producem, noi le promovăm și noi le punem la dispoziția a fermierilor spre vânzare. Pe site-ul institutului și pe pagina noastră de Facebook, aceste amestecuri sunt promovate. Urmează firul 4, rubrica noastră săptămânală de comentarii pe care le găzduim aici în jurnalul AgroTV.
Am pregătit împreună cu fermierul Ștefan Gheorghiță, invitatul special al grupajului nostru informativ, mai multe teme. APIA a stabilit eșantionul de control pentru verificarea respectării normelor de condiționalitate a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetar și în sectorul zootehnic. Acesta este primul subiect de comentat. Urmează măsurile anunțate de MEADR legate de sistemul de irigații și de despăgubirile acordate fermierilor din cauza pierderilor produse de secetă. Pentru final am păstrat un subiect legat de ciori și atacurile acestora asupra conductelor de apă din sistemul de irigații. Cum v-am obișnuit, le luăm gospodărește împreună cu domnul Ștefan Gheorghiță, fermier din județul Brăila, consultantul nostru pe probleme legate de industria agricolă. Bine ați revenit! Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție săptămânală a rubricii noastre Firul 4. APIA a stabilit fermierii care urmează să fie controlați în teren pentru îndeplinirea condițiilor legate de primirea banilor oferiți prin schemele de plată. Sunt 13.160 de entități agricole care lucrează o suprafață totală de aproape 800.000 de hectare, pentru care se vor verifica respectarea normelor de condiționalitate în sectoarele vegetal și zootehnic. Legat de disfuncționalitățile de anul trecut, MEADR susține că a făcut schimbări și că nu se vor repeta greșelile din 2023. Domnule Ștefan Gheorghiță, ați propus spre dezbaterea acest subiect și vă rog, care sunt considerentele dumneavoastră? Într-adevăr, APIA a anunțat că a extras eșantioanele de control pentru acest an, pentru 2024, și în perioada următoare vor începe controlele pe toate categoriile, și zootehnie, și cultură vegetală, legumicultură, și atât în ceea ce privește controlele în câmp pentru a se vedea conformitatea declarațiilor, dar și controle privitoare la registrele care trebuie ținute de către fermieri, cu tratamentele, cu fertilizările, covoarele vegetale și așa mai departe. Deci este o practică obișnuită. De când avem subvențiile europene, acest control trebuie efectuat și este o cerință impusă prin regulamentele europene. Deci nu este nicio noutate din punctul ăsta de vedere. Sperăm ca anul acesta aceste controle să se termine mai în timp, astfel încât toată lumea să poată intra la avansuri care se vor da în luna octombrie. APIA a anunțat că are acest obiectiv în vedere și credem că după anul trecut, care a fost primul an și într-o anumită măsură înțelegem, chiar dacă nu suntem și de acord, înțelegem că au mai fost inadvertențe la punerea în aplicare, dar sperăm că anul acesta lucrurile să meargă mai bine și controlele să se încheie în timp. În același timp, colegii fermieri trebuie să aibă în vedere că au obligația de a permite controlul echipelor care vin de la APIA. Altfel, sancțiunile sunt dure, în sensul că cererea este declarată neeligibilă și nu vor mai primi niciun ban din subvenție. Doi, fermierii trebuie să aibă în vedere să aibă întocmite toate registrele la zi, registrul fermei, registrul de produse fitosanitare și tratamentele efectuate, registrul de fertilizare, astfel încât, dacă sunt cerute sau se pică la astfel de control, să poată exista toate documentele necesare. În rest, sperăm că totul va fi bine și această operațiune normală se va închide în mod firesc. Acum, pe principiul până copilul nu plânge, mama nu-i dă să mănânce, a fost nevoie de strigătul disperat al fermierilor ca să se ia măsuri, la mintea cocoșului, îmi permit să spun, de a pompa apa din acumulările hidrografice în sistemele de irigații. Sunt cât de cât suficiente aceste măsuri, domnule Ștefan Gheorghiță, având în vedere dezastrul care ne bate la ușă? Am văzut și eu anunțul MEADR prin care s-a dispus pomparea unor volume suplimentare de apă din acumulările de la Stânca Costești pentru a se putea asigura nivelul de apă necesar irigării la oaiurile din lunga prutului. Acum, chiar dacă pe de o parte se consideră că de ce nu s-ar face aceste lucruri în mod implicit, fără să mai fie nevoie de atâta tevatură, totuși, pe undeva trebuie să ținem cont că aceste acumulări de apă, ele sunt destinate exclusiv rezervei energetice a țării. Aceste lacuri sunt aferente unor centrale hidroelectrice
și apa este prevăzută doar pentru acest lucru. În mod excepțional și pe baza unor decizii exprese, cum a fost cazul și acum, destinația acestei ape poate fi schimbată. Altfel, în mod normal, această apă este doar pentru rezerva energetică. Același lucru este și la Vidraru, și la Bicas, și la porțile de fier 1 sau porțile de fier 2. Deci chiar dacă Dunărea, să zicem, și am avut situația asta, a fost căzută, nu putem da drumul când vrem, cum vrem și dacă vrem, la porțile barajelor de acumulare ca să creștem nivelul, indiferent de situație, decât după o analiză extrem de serioasă, se analizează consecințele, se vede dacă se poate sau nu se poate, acest lucru afectează sau nu alte lucruri și abia după aceea se poate lua decizia de suplimentare a acestor niveluri ale apei din cursul râurilor sau fluviului, după caz. Deci, am vrut să pun acest lucru în context, astfel încât să înțeleagă toți telespectatorii noștri că aceste decizii sunt normale a se lua în acest mod. Și, normal, până faci o analiză, până discuți cu specialiștii, trece ceva timp. Bun, putem să discutăm dacă se putea face cu o săptămână, două mai devreme, cu o săptămână, două mai târziu. Astea deja sunt nuanțe. Și nuanțe care trebuie să le avem în vedere, că nu este ușor să umbli la această rezervă, fiindcă e o rezervă strategică. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că la ora actuală, România, de la Revoluție până astăzi, nu a mai construit baraje de acumulare. Noi avem în România multe lacuri și astea, dar baraje importante de acumulare avem circa 40 și care reprezintă o rezervă de apă undeva la 4,6 miliarde metri cubi, dacă ar fi umplute la draga capacitate. Ea, în general, rezerva evoluează undeva între 80 și 90%, deci între 3,5 și 4 miliarde de metri cubi de apă. Este o rezervă importantă, dar este, încă o dată, repet, pentru sistemul energetic. Nu ar fi rău să gândim crearea unei alte salve de baraje care să constituie o rezervă de apă tot strategică, dar pentru alte întrebuințări, cum ar fi irigațiile și cum ar fi populația. Foarte multe localități ale noastre nu sunt conectate la surse de apă și mă refer la cele din mediul rural și care ar avea nevoie de o siguranță în acest sens. Vrem să facem programe de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă, trebuie să avem și sursă. Ori trebuie să avem în vedere că râurile fluctuează. Avem perioade în care nivelul este mai mare, perioade în care nivelul este scăzut sau chiar seacănă întregime în anumite cazuri. Pentru asta ar fi bine să avem niște acumulări de apă care să ne permită regularizarea, atât în perioada de inundații, cât și în perioada de secetă. Și lucrul ar fi benefic, bineînțeles, și pentru agricultură, mai ales dacă am gândi niște alimentări de apă gravitaționale la sistemul de irigații, ori cel prezent, ori altele care s-ar putea face. Dar pentru asta avem nevoie de o strategie, de niște oameni care să vadă acest lucru și, din păcate, avem nevoie de o voință politică. Fiindcă fără o voință politică care să impună o decizie de a se face, restul rămân doar deziderate, dar fără substanță. Ne plângem pe bună dreptate că avem culturi distruse de secetă. Până acum sunt 2 milioane de hectare la porumb și floarea soarelui și 100 de mii de hectare la grâu și rapiță, conform ultimelor date primite de la MEADR. Și suprafețele se tot adună în funcție de procesele de pagubă pe care le trimit fermierii autorităților locale. Firesc, ar trebui să intre în pâine, ca să spun așa, companiile de asigurări cu polițele agricole de protecție împotriva secetei. Din păcate, subiectul este aproape inexistent în presă și în comentariile de specialitate. Ministrul Barbu a anunțat recent că specialiștii de la MEADR lucrează la un produs legat de asigurarea fermierilor împotriva secetei. Domnule Gheorghiță, cum se poate transforma statul, în speță Ministerul Agriculturii, în societate de asigurări? Are noimă acest anunț făcut de liderul de la MEADR? Într-adevăr, Ministerul Agriculturii a anunțat un program la care lucrează pentru instituirea unei scheme de asigurări. A unui instrument de management al riscului, este un deziderat mai vechi,
Intenții au mai fost exprimate și de miniștrii precedenți, dar lucrurile până la urmă tot blocate au rămas. Acum, legat de anunțul făcut de către ministrul Barbu, prin care se dorește o asigurare, să zicem, globală la nivel de cultură vegetală, undeva pentru o suprafață de 6,5 milioane de hectare, și unde să avem formula să se folosească banii, cei 3% reținuți din subvențiile anuale de la toți beneficiarii de subvenții, și vorbim din plățile directe, la care să mai se vină cu niște bani de la bugetul de stat și chiar și cu niște bani de la Comunitatea Europeană, de la Comisia Europeană, din bugetul pentru agricultură. Dar trebuie să înțelegem că sumele se adună undeva la maxim 100 de milioane de euro. Bun, este suficientă această sumă pentru a se face o asigurare? Lucrurile rămân de văzut. Nu trebuie să uităm că la ora actuală cei 3% strict din cultură vegetală sunt undeva la 33 de milioane de euro. Restul sunt și de la cei care au subvenții pentru zootehnie, subvenții pentru legumicultură, pomicultură, viticultură și așa mai departe. Deci lucrurile trebuie văzute. În mod concret, la ora actuală, atât cât se mai practică asigurarea de secetă, nivelul de primă este undeva în jurul la vreo 45-50 de euro pe hectar. Ori, dacă am luat în calcul o suprafață de 6,5 milioane de hectare, cum intenționează domnul ministru, ar trebui să înțelegem că o primă la nivelul pieții astăzi este de vreo 300 de milioane de euro. Se pune întrebarea, va reuși Ministerul Agriculturii, chiar și printr-o negociere centralizată, să obțină un discount atât de mare și să ducă prima undeva la 100 și ceva de milioane de euro? Este o primă întrebare. A doua întrebare trebuie să ne gândim și din punct de vedere al firmelor de asigurări, fiindcă în ultimii 5 ani, 4 ani, am avut secetă și probleme majore și unde valoarea despăgubirilor acordate a fost între 300 și 500 de milioane de euro pe an. Ori, dacă tu ai o primă de 150 de milioane, să zicem că se va obține după negociere, și tu an de an dai 300 sau 500 de milioane de euro, vor putea firmele de asigurări să ducă acest lucru? Fiindcă și ele sunt societăți comerciale, trebuie să aducă banii de undeva. Și la rândul lor și ei trebuie să facă un profit, fiindcă acționarii lor întreabă de acest lucru. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate. Ok, mergem mai departe și aflăm că fermierii se confruntă la propriu cu atacul ciorilor la țevile de apă care perforează tubulatura din plastic din sistemele de irigații în căutarea apei. Grădinarii din Buzău sunt exasperați de acest comportament neobișnuit. În jurnalul Agro TV am difuzat un material trimis de corespondentul nostru despre aceste distrugeri produse în ferma de legume a lui Cristian Geană, malderele de furtuni înlocuite recent după ce au fost perforate de ciori. Zilnic constată noi stricăciuni la tuburatura din plastic întinsă pentru irigarea prin picurare a plantelor. Domnule Gheorghiță, după cormorane acum vin ciorile. Vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile, vă rog. Știu, subiectul la prima vedere pare o glumă. Faptul că ciorile atacă benzile de irigare și vorbesc aici în special la irigarea prin picurare. Și se întâmplă atât în gospodăriile familiale, în legumicultură, dar și în câmp, acolo unde se mai practică irigarea prin picurare. Noutatea nu este, fiindcă ciorile sunt niște păsări extrem de inteligente și care își dau seama că acolo curge apă prin acele tuburi și, bineînțeles, cu ciocul reușesc să le găurească până obțin apa atât de necesară. Doi, în această perioadă, poate și fermierii fac greșeala că nu creează niște bălți mai mici, mai mari, astfel încât ele să-și poată lua cu ușurință apa și, negăsind alte surse de apă, atunci atacă aceste conducte de plastic până își obțin nevoia de apă, că devine stringentă.
Trebuie să înțelegem că acest lucru se întâmplă, din păcate, și cu alte animale. Și iepurii rod benzile de irigare și câinii vagabonzi rod benzile de irigare pe același motiv. Caută apă și atunci distrug aceste benzi pentru a-și asigura necesar. Ne place sau nu ne place, este o situație, dar ea poate fi redusă, nu evitată în totalitate, dar redusă prin crearea unor mici băltoace, să zicem așa, unde să le aprovizionăm și unde păsările, dar și animalele, să găsească cu ușurință o sursă de apă, mai ales în perioada asta caniculară, cruntă, și când, efectiv, și ele, ca și omul, au nevoie de hidratare. Mulțumim pentru comentarii, domnule Ștefan Gheorghiță. Săptămâna viitoare ne revedem din nou cu același scop, ca să despicăm firul 4. Încă o dată mulțumesc pentru invitație și să ne vedem cu bine și săptămâna viitoare. Și ca întotdeauna, sperăm că am fost de folos colegilor noștri.